Noul an școlar aduce dotări noi la școala gimnazială Iordache Cantacuzino din Pașcani. De pe 11 septembrie se va deschide noul laborator de fizică din instituția de învățământ, realizat cu sprijinul societății RomPac din municipiu. Astfel, elevii vor putea folosi la orele de fizică noul laborator dotat cu tot ce trebuie: mobilier corespunzător, scaune ergonomice, table interactive, videoproiector, aparatură și instrumente de măsură. Am reușit să ducem la bun sfârșit realizarea acestui laborator. Spațiul era destinat în acest scop, a fost și înainte un laborator de fizică, dar după trecerea școlii prin procesul de creștere a eficienței energetică, am reușit să-l dotăm la ceea ce înseamnă, spunem noi, standarde înalte cu privire la mobilier, la aparatură, la instrumente de măsură, la dotări tehnice. Acest lucru a fost posibil cu sprijinul celor de la PacMaia, care ne-au oferit suma de 80.000 de lei pentru aceste dotări. O să vină și dumnealor la deschidere prin reprezentanții societății. Putem spune și o să punem și o plăcuță la intrare în acest laborator, că este laborator realizat cu sprijinul lor. Le mulțumim pe această cale. Investiția totală a fost de 80.000 de lei. Nu este pentru prima dată când mediul de afaceri pășcănean se implică în a sponsoriza proiecte importante pentru școli și grădinițe din municipiu. La Cantacuzini ar urma să asigure și echipamentul sportiv, conform celor spuse de conducerea instituției. Au fost alături de noi. Momentan am înțeles că vor face o sponsorizare în ceea ce privește echipamentul sportiv. Dacă va fi finalizat și terenul de sport, putem utiliza acest echipament, chiar dacă pe tricouri, pe lângă însemnele școlii, vor fi și însemnele acestei societăți. Mi se pare normal și corect să facem asemenea promovare atâta timp cât ei ne sprijină și sunt alături, nu neapărat de școala noastră, ei în general sunt alături de comunitatea pășcăneană și nu cred că este un câștig mai mare decât investiția în tânăra generație, atât cât se poate. Ne bucurăm de acest laborator, avem și un profesor de fizică implicat, toate lucrurile de astea au fost achiziționate cu sprijinul și recomandarea doamnei de fizică, pentru că el trebuia să aibă anumite caracteristici sau specificații tehnice, în așa fel încât doamna să poată realiza experimentele recomandate pentru învățământul gimnazial. De precizat este faptul că în scurt timp vor fi făcute modernizări și în laboratorul de biologie din cadrul școlii Cantacuzino. Este vorba de mese de lucru modulare în formă de inimă sau frunză, în culorile școlii.